Bună seara și bine v-am găsit la o nouă emisiune Cultura la Obiect. Începem anul cu dreptul. Înainte de toate vreau să vă urez un an cât mai bun și să aveți tot ce vă doriți. Deci am spus că începem anul cu dreptul. Am alături de mine doi oameni deosebiți, doi oameni care au început anul înaintea mea, înaintea acestei emisiuni, cu o expoziție la Muzeul Constantin Brâncuș. Este vorba despre Florin Gheorghiu, artist plastic, și despre domnul Pompiliu Ciolacu, artist popular. Iliana Gheorghiu. Și Iliana Gheorghiu, da. Soția artistului din studio. Da. Bun. Care, ca și în timpul vernisajului, a lipsit. A ratat datorită serviciului, pentru că caută să ducă tradiția. Vreau să fac o completare apropo de asta. În a doua parte a emisiunii o să mai avem un invitat surpriză, dar lăsăm oamenii să vadă. El a fost surpriză și în această expoziție de la Muzeul Național Constantin Brâncuș. Bun, haideți să luăm, să începem puțin despre această expoziție. Am participat la această expoziție, am și scris despre această expoziție, se vorba despre expoziția Icoana. În primul rând, ați făcut această expoziție voi împreună. Cum v-a venit această idee? Care răspunde primul? Dumneavoastră care? Nu contează, dar oricum da. Ne-am pus în gând mai de mult. Dar am zis, hai să strângem lucrări ca să putem să deschidem o expoziție frumoasă și valoroasă în același timp. Probabil că ați observat că și icoanele lui Florin, de multe ori, pe margine cu rama aceea, dă tenta și despre tradiție și popor. Cel mai mult, zic eu, a fost icoana de vatră, care pentru toată lumea e o surpriză. E o necunoscută, dacă vreți. Corect. Și chiar așa a și fost la început. Și acum intru eu, cum spuseți dumneavoastră, în arta populară. Printr-o întâmplare am dat peste această icoană, într-o vizită la muzeul nostru de la Curtișoara, pe vremea aceea era doamna Udriște director, așa care a contribuit esențial la acest muzeu, și am găsit o lucrare atât de simplă, dar dădea un contur așa și doi ochi și așa mai jos. Doamne, dar ce e aici? Păi zice, icoana de vatră. Păi de ce? Exact cum mă întreabă toți pe mine acum, de ce îi spune de vatră. Și atunci trebuie să intrăm în istorie. Deci vine de la vatra focului, clar. Deci de vatră. De obicei, vatra e acolo unde este și cea mai deschisă cale spre exterior, care nu putea fi închisă niciodată. Și țăranul român întotdeauna a găsit un motiv încât să aibă o siguranță. În concepția lui, credea că dacă face o icoană, o pune acolo, nu mai poți să intre forțele răului pe horn și asigura lui o stabilitate, o liniște și așa mai departe. Dar tot acolo, în vatra focului, care din punctul meu de vedere este locul sacru, unde se coace pâinea în țestă, unde se face mâncarea, unde se da prin amintiri și lucrează femeile iarna în jurul focului. Deci era într-adevăr vatra, așa, locul sacru. Și atunci ei s-au gândit să facă această icoană. Bineînțeles că atunci, pe vremea aceea, aveam o trupă foarte bună de la Liceul de Artă și toți colegii mei din țară, când veneam eu cu trupa mea de așa de iconari, să zic așa, ce iar veni ăștia la Gorjean ne ia premiile, mă bucuram foarte mult pentru acest lucru. Și cel mai mult m-am bucurat în intervalul acesta că această icoană de vatră n-a murit odată la mână, și prin expozițiile și târgurile la care am participat au început și alte județe sau regiuni, dacă vreți, să facă icoane de vatră. Bucovina, Maramureșul și așa mai departe. E, pe vremuri era doar în partea de nord a Olteniei, deci Gorjul, cu județele limitrove, dar mai puțin, pentru că în toate muzeele din România toate icoanele provin din partea de nord a Olteniei. Și nu din Dolj sau Vâlcea sau mai știu eu ce. Au fost sporadici și acolo. Că după aceea deveni să practic ceva, puneau o scrijelitură asta, pentru că de fapt icoana de vatră e scrijelit sfântul, conturul sfântului simplu, naiv. Și probabil că de aia și valoarea ei este mare, pentru că au un stil. Ei nu cunoșteau proporția să o facă, ei făceau cu inima. Și așa simțeau, așa o făceau. Păi, la ce am văzut la expoziția de la da. Muzeul Brâncuș și la dumneavoastră s-a văzut acolo că sunt lucruri cu inima. Da. Am o curiozitate la dumneavoastră, domnul Florin.
Eu am participat și la câteva expoziții de ale dumneavoastră la galeriile de artă. Pe filiera Uniunii Artiștilor Plastici. Și acolo abordați alt tip de lucrări. Cum v-ați ales și icoanele? Cum v-ați îndreptat și către icoane? Da, e un început aș putea să-l fac spunându-vă dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră despre intrarea mea pe scena artei gorjene, care s-a produs undeva prin anul 2002, când am absolvit împreună cu actuala și prietena mea, soție și colaboratoare, și nu mai găsesc acum... Auțolași ultima. Da. Termene să vă explic, să înțelegeți că parteneriatul nostru nu e numai de ordin casnic, ci noi împreună ducem această cruce a artei în călătoria noastră pământească. Ea începe în 2002, când eu vin din Iașul Moldovei, după ce am absolvit împreună Academia Națională de Artă George Enescu, și eu veneam din domeniul grafic, unde am studiat și am fost licențiat în grafică, având un serviciu de viitor în grafica computerizată, lucram în interfețe pentru un institut de software, Institutul de Analiză și Sinteză a Sistemelor Informaționale Deschise, o complicată denumire și foarte sofisticată din punct de vedere tehnic la vremea aia, erau începuturile, noile orizonturi ale tehnologiilor pe care, după cum vedeți, toată lumea depinde de ele. Fără vizualul din partea asta de soft nu ne-am descurcat, iar s-a umblat foarte mult împreună și cu profesori universitari, cu o echipă foarte bine legată și de psihologi, și s-a analizat efectiv partea asta de hermeneutică a imaginii, de sens, de înțeles. Și așa de... tot zis către icone. L-am lăsat și am venit după iubirea mea, a vieții mele, colega mea, am abandonat totul acolo. Ce facem pentru dragoste? Ce nu faci? Și am venit și împreună cu Ina, am făcut primii pași împreună în acest areal al Gorjului. Intrând ușor, am intrat și noi în structurile Uniunii Artiștilor Plastici, am primit un atelier. Și eu ușor, ușor am, așa, să produce o bună colaborare, unul trebuie să cedeze în fața altuia. Ina avea un motiv foarte întemeiat și m-a convins, nu numai Ina Gheorghiu, Ina Plăveț, de fapt, numele de domnișoară, și de aici cred că imediat faceți legătura. Să trage familie că, de artiști. Da, Ina Plăveț... Ina Gheorghiu este fata marelui artist Gheorghe Plăveț. Intrând în perioada aceea în familia Plăveț, normal că am intrat într-o lume cu totul specială, unde încet, încet nu numai am deprins tainele picturii bizantine, că până la urmă Ina venea de la Iași cu un bagaj de specialitate în zona iconografiei, pentru că ea a fost una dintre studentele eminente a domnului profesor Dimitrie Gavrilean. Deci, într-un fel, soția v-a îndreptat ca pași către icoane. Da. Să pictați icoane. Și normal, nu puteam să lucrăm împreună o icoană, că se crea o concurență și n-aș fi vrut să o concurez pe ea, și atunci... La vremea aia, prin 2002-2003, socrul meu, Gheorghe Plăveț, deținea un muzeu etnografic în cadrul școlii gimnaziale George Uscătescu din Cărbunești. Păcat că n-a fost ajutat la timp și s-au o dus. O parte, da. Nu toate, o parte le-am mai salvat eu. Da, le-am salvat și le-am dus la școala unde activez eu ca și cadru didactic, la Constantin Săvoiu, școala gimnazială numărul 8. Am făcut un colț muzeal acolo, o parte le mai dețin și prin atelier și caut până la urmă să conserv
atât cât se poate... ce se poate și unde, și cu ocazia asta aduc și mulțumirii conducerii școlii Constantin Săvoi, doamna profesor dr. Corina Panduru, care îmi susține proiectele și vede în demersul meu artistic o misiune ce aduce un plus de valoare, caută, da, să aducă, da, să, prin ceea ce fac, să iau din trecut, să țin în prezent și să direcționez către viitor, prin copii, ce e frumos. Și să revin la familia Plăveți, domnul Plăveți în acel muzeu, așa cum spunea domnul Pompiliu Ciolacu, de icoana de vatră, și domnul Pompiliu poate să confirme lucrul ăsta, la acea vreme, eu zic acum 100 de ani în urmă, în bazinul, în arealul Bumbeștiu Jiului, erau câteva familii care crestau ramele și chiar și la ora asta sunt câteva fotografii vechi cu ramă crestată în biserica din Runcu, dacă nu mă înșel, acolo am văzut. Și este, da, una din ramele ce împodobea o familie de boieri și am spus, uite câtă valoare, și adică imediat pasul 2, icoana vine undeva din milenii. Da. Da? Și cu ea, ea în timp a agățat, a ancorat alte valori până la urmă. Iar ce se întâmplă aici, în Gorj, treaba asta, eu am sesizat-o și pot să spun că am fost poate omul potrivit la locul potrivit, de am preluat din zestrea asta folclorică rama și o duc mai departe. Bineînțeles că eu acum... Da, am văzut că și în, la expoziție erau lucrări diferite, icoane, da, de astea, da, cu fața, deja, să zicem, deținem patent, cum se spune, de copyright chipurile. Nu, uite, dar lumea, exact, când vede o icoană... Am o apropo de asta, da, și vreau, da, să mă folosesc de artistul popular acum. Da. Mi-a plăcut expoziția, încă o dată, repet, cred că și acum cei care vor să o vadă, încă mai este la... O lună. Da, deci da, mergeți, este o expoziție interesantă și se merită descoperită. Domnul Pompiliu, mă folosesc de artistul popular. Icoana și, care a fost expusă la Muzeul Brâncuș. Este vreo legătură? Bineînțeles că este o legătură cu Brâncuș. De asta vreau să ne spuneți... Da, da, da. Deci, așa ne-am gândit și eu și Florin să facem o expoziție încât câteva, și acum luăm, cum spunea Florin, ramele pe care le pune la icoane. Ați văzut romboidala brâncușeană, e peste tot. Da. Deci noi am inclus și modelistică pe lângă imaginea pe care am făcut-o. Acum vreau să vă mai spun că marii noștri etnologi mai spun că Gorjul, fiind unul dintre cele mai sărace județe, datorită transhumanței, că s-a întâmplat cu auto să vină ei la noi, da, și noi la ei, în Ardeal era o școală de pictură pe sticlă foarte puternică, lăsată de fapt de Auto-Ungaria. Așa, și noi eram săraci, nu aveam nici măcar bani să cumpărăm un geam. Și atunci, având păduri destule, zice, ia stai să punem noi sculptura și pictura naivă pe o blană. Ați văzut că v-am și arătat ce simplă, era o blană de nuc, așa, pe care am primit-o eu și îi mulțumesc pe această caldă, nu știu dacă mai trece domnul părintele Cărăvan de la Vladimir, și a zis, domnul Pompiliu, dumneavoastră vă dau să o păstrați ca ochii din cap, și o păstrez. Pe unde mă duc, arăt de unde a plecat icoana de vatră, ca simplitate, și noi, la rândul nostru, avem datoria nescrisă să lăsăm și noi ceva de la noi, sau dacă vreți așa, pentru că tot luând din spate, până la urmă se termină și spatele. Corect. Și atunci nu trebuie cei care vin după noi să aibă și ei inspirația pe care am avut-o noi. Când spuneam mult, da, icoana de vată n-a avut triptic. Corect. Eu l-am băgat tripticul pentru că am citit undeva de ce se punea tripticul. Înainte vreme, în familiile de la țară, în special pudismul, adică aveau o rușine soțul față de soție și invers. Și atunci, seara, când se înainte de culcare, închidea icoana să nu îi privească. Da. Știți? Și dimineața, și bineînțeles că pe portițele icoanei era crucea. Îmi povesteați, da, înainte de emisiune, că tot într-o fel are legătură și cu Brâncuș și munca pe care o faceți, da, dumneavoastră. Și aici vreau să răspundeți amândoi. Amândoi
din câte am înțeles, o parte dintre lucrările dumneavoastră sunt cumpărate de oameni și da. Mulți merg să le sfințească. Da. Cum vă simțiți când știți că lucrările dumneavoastră ajung în casa unui om și se roagă la ele? Eu am avut o cumpără anul trecut. Da. Și vedeți, când faci o icoană, nu o faci numai de dragul de a câștiga niște bani. Când vezi pe Maica Domnului și pruncul, de ce e o atracție sufletească. Eu când am avut necazul pe care l-am avut anul trecut, singurul lucru pe care l-am spus înainte de a mă adormi, sunt în mâinile tale, Doamne. Pentru că așa era. Așa am simțit, cel puțin. Și m-am gândit, Doamne, câte mii de icoane am făcut, tocmai mie să mi se întâmple. A fost și a fost și a trecut. Dar Dumnezeu a fost alături de noastră. Totdeauna a fost alături de mine. Totdeauna. Și că am vrut să facem și emisiunea anul trecut și mi-a spus că nu puteți să veniți din aminte motive personale. Da, deci am avut o... Numai acum, că, nu mai că, contează. Da. S-a acum îi mulțumesc Dumnezeu că e bine, mă simt bine și sper să... Și de acum încolo să mai fac treabă, în sensul că să creem, să compunem noi... Așa, că rămăsesem da. Și că de dură în altă astăzi. Și vedeți, în Ardeal, tehnica picturii pe sticlă era la rang înalt. La noi nu era, că eram, cum spunea, cel mai sărac județ. Dacă vrei să moară un câine, te duci și îl duci, că moare singur de foame. Așa. Și atunci, noi, în momentul ăla, că unde rămăsesem. Nu, întrebam cum vă simțiți când știți că lucrurile dumneavoastră ajung în casa unui om și se roagă la ele. Da, se roagă la ele. E o bucurie enormă. Enormă, vă spun sincer. Și poate nu înțelegeți ce vreau să vă spun acum. Noi când facem aceste icoane, nu ne gândim numai la noi, la sufletul nostru, ci ne gândim și la sufletul altora. Nu uit și sper să nu mi-a mult timp să vă povestesc, eram la București la Muzeul Țăranului Român. Și a venit o doamnă în vârstă și tot se uita la o icoană, Și zic, vă place? Da, zice, aș fi vrut să o iau pentru soțul meu care e în spital. Dar nu am banii necesari, că erau prețurile puse. Și am zis, da, vă place? Sigur, da. Și m-am dus și am luat icoana și am dăruit-o și am zis, duceți-vă și duceți-o pentru soțul dumneavoastră. Foarte greu am convins-o. Mi-a luat cartea de vizită. Și după o lună, două, am primit telefon acasă. Domnul Ciolacu, am banii necesari să vii trimit pe icoană, bărbatul meu e acasă, e sănătos și vă mulțumesc din suflet. Bineînțeles că n-am primit banii, dar... Deci când faci o bucurie de asta unui om, acum revin la Florin, îți vine să plângi. Păi vreau să facă paranteză și deci, mi-aș ridica mingea la fileu merge către Florin. În timpul expoziției a început să plânge. Da, m-au neapădit emoțiile. Deci e prima expoziție la care merg și văd artistul că începe să plângă. Sincer, pe mine m-a impresionat și chiar mi-a venit în minte o poezie care am vrut să o și recit, dar nu-i moment. Dar acum e momentul și chiar mi-ar place să o... Ar putea să o recitesc acum. În partea a doua emisiune. Da, chiar m-a inspirat această expoziție. E normal. Mulțumesc pe această fale. Deci noi nu facem peisagistică ca să zici, bă, Armir, că uite ce frumos, e verdeață asta, galbenul ăsta, așa. Deci când faci un obiect de care se bucură și alții, parcă altcumva ce sufletul. Da, vreau să-l întreb și pe Florin. Deci ai transmis emoția. Este adevărat că fiecare artist, indiferent de vârsta lui, de la copil până la cei mai în vârstă, pe suprafața pe care își descarcă sufletul până la urmă, își descarcă emoția și o împărtășește cu ceilalți. Fiecare privitor, la rândul lui și mai ales în cazul unui vernisaj, rezonează și se entuziasmează pe diferite amplitudini, să zic așa, emoționale în fața operelor artistului. Dar ce te faci atunci când vezi icoana? Pentru că într-o icoană nu poți vorbi când o privești numai de actul creator a unui artist, așa cum producem noi la Uniunea Artiștilor Plastici cercetarea în zona vizualului, unde compunem, descompunem și recompunem spațiul plastic, fie el bidimensional sau tridimensional. În cazul icoanei funcționează alte energii.
Eu vă spun un lucru, din înțelepciunea icoanei am învățat foarte multe și de la Ina, dar și de la socrul meu, Gheorghe Plăveț, că indiferent cum aș pune problema și cum aș vorbi despre icoană, eu trebuie să mă raportez la dimensiunea spirituală dată și de dumnealui. Pentru că vreau să fiu sincer și să vă spun că pe mine icoana m-a disciplinat. Mi-a dat o altă înțelegere asupra vieții. Iar împreună cu Ina a dus-o la alt nivel. Concertăm, să zic. Concertăm și împreună. Și mai concertați cu cineva, dar da. După vine vioara a doua, da, din urmă. Trebuie să luăm o pauză publicitară. Le mulțumesc, da, colegilor pe această cale că mi-au găsit soluția să introducem, da, și al treilea invitat în emisiune. Da. Ne vedem după pauza publicitară. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesionist. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Vino și califică-te în unul din cele 10 sedii ACCRC internațional din țară. Portofoliul nostru de cursuri este pregătit pentru tine. Avem o gamă largă de peste 150 de cursuri pregătite să te inițieze în noua ta carieră de succes. Fie că dorești să pornești o firmă sau vrei să înveți tainele bucătăriei sau contabilității, noi îți stăm la dispoziție. La final vei primi diploma recunoscută de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. Relații la sediul din Târgu Jiu, județul Gorj, strada Traian, bloc 9, birou 4, parter, la numerele de telefon 0353 418580, 0761 909534 sau pe www.accrcinternational.com. Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime, dotările tehnice și stația computerizate cu o capacitate de producție de 120 metri cubi pe oră, personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului, monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton. Ai probleme cu vederea? Oviral Optic păstrează sănătatea ochilor tăi și va aduce bucuria reducerilor de preț de până la 50% la toate produsele în limita stocului disponibil.
Oviral Optic vă oferă consultații gratuite făcute de specialiști. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 35, zona Parâng, lângă stația de taxi și la numărul de telefon 0722 570 579. Oviral Optic are grijă de ochii tăi. Bună ziua, băieți! Bună ziua, dos! La revedere! Colectează în sacul galben hârtie, plastic, doze de aluminiu. Prin reciclare, deșeurile prind viață. Participă și tu! Mediul înconjurător depinde și de tine! Mereu o provocare, doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă gama variată de motofereastrăe Stihl, dar și ofertele speciale pentru toate motouneltele Stihl în complex Eurosport. Plus, gama completă de accesorii, consultanță tehnică, serviciu în garanție și post-garanție. Pentru mai multe detalii, planuri de vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino în magazinele Eurosport din Târgu Jiu, strada Victoriei, bloc A, parter și complex Eurosport, Calea București numărul 9, dar și în magazinele Eurosport din Târgu Cărbunești, Motru și Novaci, Drobeta, Turnu Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Stihl, pregătit pentru orice provocare. Viena Medical. Viena Medical oferă servicii medicale la cele mai înalte standarde: neurologie, neurochirurgie, cardiologie, diabetologie, ORL, pneumologie, ortopedie, psihiatrie, medicină internă, chirurgie vasculară și generală, urologie, obstetrică și ginecologie, pediatrie, nefrologie și gastroenterologie. Acum și în Târgu Jiu, laboratoarele Regina Maria vin în ajutorul sănătății dumneavoastră cu un pachet de peste 1600 de analize, inclusiv litotriția extra corporală. Sunt doar câteva motive să alegi cu încredere echipa Viena Medical. Așteptăm în Târgu Jiu, strada Bicaz, numărul 48, bloc 48, parter sau pentru programări la telefon 0721 259 999 și 0353 56 56 56. Am revenit la a doua parte, eram cu ochii în telefon. Am revenit la a doua parte a emisiunii Cultura la Obiect și voi începe a doua parte cu invitatul surpriză, cu Matei. Salut, Matei! Salut! Ai emoții? Nu prea, nu? Da. Tu ești invitatul surpriză peste tot. Da. Inclusiv la expoziție, ai apărut din senin. Da? Și am înțeles că ai avut și tu câteva lucrări acolo. Da. Da? Cum te-ai apucat de pictat? Prin încurajare. Da? Sau cum? Ai vrut să te apuci de pictat? El și sculptează. Da? Da, da. Așa, Matei? Da. Cum ți-ai descoperit tu pasiunea de sculptat? Sau de unde a venit această idee? Te împiedica prin atelier, de dălți, da, de lemne și până la urmă de aici a plecat, nu? Da. Și cum te-ai simțit când ți-a spus tati, hai că îi spunem la muzeu și lucrurile tale? S-a bucurat. Da. Te-ai bucurat? Da. Și te ții de pasiunea asta? Da. Da?
Ce serios? Unde ai mai expus? Tu ia spune, unde ai mai expus? Anul trecut? Uite, mă ajută tati, acum. În Craiova? În Craiova, la Muzeul Olteniei. A avut și el acolo câteva iconițe. Și la Horezu. Da. Da? Da, am avut acolo o invitație la târgul de la Horezu și ne-am dus, că împreună cu Pompiliu... Al olarilor, da, dar tot timpul am lăsat o impresie bună prin munca noastră. Trebuie să specificăm la expoziția de la Muzeul Brâncuș, unde vă invit încă o dată să mergeți să vedeți această expoziție. A fost partul artiști. Partul artiști, da. Matei în devenire. Să sperăm că se va ține mai departe, cu totul că are toate are. Premizele. Uite, vreau să... Nu te întreb pe tine. Domnul Pompidou, mă întorc la faptul că sunteți artist popular. Cât de mult contează pentru artă și pentru satul tradițional românesc? Până la urmă, icoana este din satul tradițional românesc. De acolo a plecat icoana. Da. Astfel de tineri, de copii, să ducă obiceiuri mai departe. Și faptul că părinții încurajează să facă asta. E cam greu să găsești copii în ziua de astăzi să se aplece și spre arta populară, pentru că au apărut atâtea și atâtea calculatoare super sofisticate, jocuri super sofisticate și vă dați seama că mai mult se trag. Dar și cei care vin, să știți că sunt nemaipomeniți de buni. Vin cu inima deschisă. Cu inima deschisă. L-am avut și pe Matei, l-a mai renunțat, dar sperăm că anul o să vină din nou, pentru că avem ceva comun și normal. Da. Și el a început să facă și nu numai și icoane de vatră. Da? Da, da, da. Da, icoana de vatră era cel mai ușor de făcut. Da. Doar scrigeleai, făceai un desen cu sfântul și doar tăiai cu ioarz, cu custura, cu dăltuța, cu de toate. Înțelegi? Și Matei s-a priceput și se pricepea bine. Acum mie mi se pare o schimbare în bine nemaipomenită, de ce vă spun, era mai copilăros acum câteva luni, dar acum anul e... Anul trecut. Da. Dar acum îmi place de el și este atent la orice detaliu, e un lucru mare, să știți. Și nu se știe, peste câțiva ani buni, să zicem, poate o să ne reprezinte prin multe țări cu expoziție de artă tradițională. Matei, tu când te-a pus să pictezi, cam cât ți-a să faci o icoană? Când muncești tu la o icoană? După ce termin orele. După ce termin orele? Și cum faci cu fotbalul? Am înțeles că îți place fotbalul. Da. Și cum faci cu icoana și cu fotbalul? Cum le împimpi amândouă? Cum le împaci? Fotbalul am mereu la 5 jumate. Da. Și până atunci lucrez la icoane. Lucrezi la icoane? Da. Și să roagă să dea golul. Am înțeles. Și te mai ajută mami, tati? Le mai ceri sfatul la icoane sau nu? Da, de multe ori refuză. Aici se vede că are un caracter special. Nu vrea să copie. Și el mi-a solicitat că n-a vrut să facă nici pictură la un moment dat. Și ce vedeți în muzeu este prezentată o serie de 3 iconițe realizate de el, pirogravate. Deci el a venit, că m-a întrebat, dar altfel ce se mai poate? Datorită tehnologiilor, a văzut pe YouTube diverse tehnici de pirogravare a lemnului și mi s-a părut interesant. Și l-am susținut. I-am luat un aparat profesional de pirogravat și singur a început să săpe acolo și să facă cercetare pe tehnica asta. Bineînțeles, e o tehnică, un pas, o treaptă în evoluția lui, că bănuiesc nu o să facă toată viața numai icoană pirogravat. Va fi tentat să facă și altceva, poate să abordeze și alte teme, și tehnici, și suprafețe. Nu e ușor să facă. Nu. Pentru că trebuie să pui umbrele și frumos la locul lor unde trebuie. Și am explicat ce temperaturi sunt în vârful acelui aparat. Bineînțeles, la început n-a fost atent. 10 ani. Înainte. Da, și la școală tot 10 ani. Da. Numai pentru 10? Mine este, adică, pentru mine este o surpriză plăcută să văd un copil de 10 ani că pictează icoane. Da. Deci chiar merge la biserică, merge, se roagă. Da. Foarte frumos, felicitări. Da. Deci felicitări pentru ține trendul. Sunt credincioși care se pleacă spre iconografie. Toți. Da.
Adică nu o fac dintr-o obligație, și o fac dintr-o bucurie sufletească, dacă vreți, să dea și pentru alții. Da. Nu numai pentru ei, din prea bunul lor și prea talentul lor, minunați copiii ăștia. Și când să aveți colaborare și cu școala de art, sau ați avut cu, școala, cu Palatul Copiilor? Nu am colaborat, eu acolo sunt titular. Sau acolo, da, titular. Deci trebuie să mă iau notițele cum trebuie. Da, da. Și la acolo sunteți titular. Da. Câți copii vă trebuie prin mână? Vă trebuie foarte mulți copii. Mulți, mulți. Țin minte că acum câțiva ani, nu, cred că vreo 3-4 ani, mi-am depus dosarul pentru Tezaurul Roman Viu. Având în vedere că... Și după un timp mi-a venit un răspuns că nu vi s-a aprobat dosarul dumneavoastră pentru că nu vă încadrați la punctul 3. Punctul 3 era ca să fii țăran, să n-ai studii superioare și să lucrezi cu un copil în sat acolo ca să duc mai departe la... Eu i-am spus, eu am sute de copii, i-am învățat în arta populară și sculptura populară, nu unul, doi. Da, am renunțat și cu asta, cu asta. De asta vă spun că de multe ori suntem, nu dăm ce ar trebui să dăm. Parcă ne e frică de ceva. Dom'le, dacă îl vezi omul ăsta, că de la oraș, și la oraș e greu să-i găsești, mai mult pe la țară, că na, fiecare mai cioplește cu țară, așa, că mulți zic meșteri. Meșteri suntem toți, adică meșterim. Ora, și altceva e când îi spunem creator popular. Creezi, tu creezi, cu mintea ta, cu sufletul tău și așa mai departe. În crucile de la Muzeul Crucilor, ați văzut ce simple sunt. Chiar vreau să facem o emisiune. Da, pictate, naiv, simplist. Tocmai asta le dă valoarea lor. Eu pur, sper să... nesofisticat, pur, da, curat. Da, da, da. Eu am trecut acum în agenda de la centru și o tabără de două zile, că nu avem mai mulți bani. Lumină din Lumină se numește tabăra, la Muzeul Crucilor, unde vom mai restaura ce se mai vede, ce se mai... Chiar am, apropo de asta, am o curiozitate, că tot vorbeam de icoane. Și aici vă întreb pe toți trei. În momentul în care, nu știu, pictați pe Iisus, pe Fecioara Maria, ce simțiți în momentul respectiv? Ce sentiment vă încearcă în momentul nu respectiv? Nu mai simțim nimic. Suntem efectiv acolo, în lucrare cu gândul. Dacă îmi sună telefonul, eu nu-l aud. Și asta spunea și la expoziție. Da, pentru că atât de mult trebuie să te concentrezi, mai ales când faci pe Iisus sau pe Maica Domnului. De asta zic, ce sentiment în momentul respectiv? Deci, un sentiment nemaipomenit, cum să vă spun. Scuzați-mă că vă întrerup, chiar vorbeam la un moment dat cu cineva care pictează o biserică în zona Bumbești Pițic, acolo pictat. Și zicea că în momentul în care pictează, biserica vrea să aibă liniște totală, da, să nu intre nimeni în biserică, să fie doar el. Dar când intri în transă, ca să zic așa, nu mai auzi nimic. Am înțeles. Deci acela sentiment, Florin? Pentru că, încă o dată, punem suflet acolo. Și punem suflet, normal, că nu mai ai niciun fel de comunicare. Nu poți să lucrezi icoana fără să nu fii cu gândul exclusiv în ea. Nu poți să stai cu mâna, cu privirea, să focusezi, să te concentrezi, să te dedici lucrului sublim al icoanei. Și tu să fii cu gândul în facturi, cine ți-a mai scris sau... Să vorbi de facturi în această perioadă. Să știți că sunt lucruri pe care ai putea să le termini în 5 minute. Dar pe parcurs, când te apuci de ea, de icoană, îți vin și alte idei și alt fel de culoare și alt fel de... Cum să vă spun? Dacă nu te transpui în ceea ce faci, nu faci. Eu cred că vis-a-vis de relația noastră cu icoana, o împărtășesc și lui Matei, pentru că tot timpul fac recurs și mă transpun cu mintea, cu emoția, cu tot, nu mă pot duce în altă parte, adică numai în copilăria mea, unde eram curat, pur, fără perturbat de alte griji și alte probleme. Eram precum Matei la 10 ani și mă lua bunica în biserică și la fix, și îi povestesc tot timpul în atelier cu Ina, îi mai zic, știi că, uite, când lucrez acum, m-am teleportat. Sunt în anii copilăriei mele în biserică, la părintele Stoica, eram copil ca Matei, auzeam slujba și cu ochii în boltă analizam sfinții, îngerii și desenam pe măsuța aia de la lumânări. Deci alea sunt primele mele
sentimente. Sentimente și prima mea și apreciere, că toate mămăițele care intrau în biserică mă mângâiau și spuneau, ce copil talentat! Și mai îmi dădeau câte o bombonică. Deci știți cât de mult contează să primești încurajarea asta, că îți dă încredere în tine. Chiar dacă erau de la niște persoane care nu le cunoșteam, erau cu o vârstă mult mai mare decât mine, eram un copil. Și lucrurile astea m-au marcat și pot să spun și i-am povestit și Inei de copilăria mea și mai mă întâlnesc și cu surorile mele și ne aducem aminte cum ne jucam printre cruci, pe la morminte și tot așa am avut și cu copiii noștri la rândul nostru. Am avut lucrări de restaurare pe la anumite biserici prin județ, normal că i-am luat cu noi și se jucau acolo. La un moment dat și-au pus o păturică chiar pe un mormânt și se jucau acolo și le-am zis, uite mă, vezi ce înseamnă să ignori moartea și toate suferințele astea. Da. Mă uitam acum la imaginea aceasta de pe televizor, să ești tu cu Matei lângă tine și mă uit la prezent și la viitor. Da. Eu sper să... chiar dacă el nu va face asta, dar inima îi va rămâne la copilărie, la ce a făcut, poate emoții acum, la ce au făcut părinții lui, adică eu cu Ina, da. Și pot să zic și mai departe, că până la urmă moștenirea vine mai de departe, chiar și bunicul lui Gheorghe Plăveț, cumnatul meu, da. Mihai, fratele Inei, iarăși un artist valoros, care e și el absolvent de pictură, ce stă la Cărbunești, profesor și el. Virgul, da? Cărbuneștiu a dat, da, da, niște oameni, da, de valoare, da, chiar Florin Isuf. Florin Isuf, deci putem aminti că e o, domnul e o zonă... Cu, da, copiii amândoi, da, cu Cătălin Geană, putem tu spune, un sculptor Geană, foarte bun. Sunt foarte mult. Ce activează, da, la București, da, acum, da, da, da. Eu vreau să spun că sunt mândru că am primit distinția de cetățean de onoare al Târgu Cărbunești. Păi, da, nu, o să revin puțin la această urmă la Târgu, da, Cărbunești, da, dar vreau să-mi răspundă și Matei. Matei, când îl pictez pe Iisus sau pe Fecioara Maria, ce simți în momentul respectiv? Tu, precum copil. Eu simt... Nu știu, iubire, nu știu ce simți, da, acolo. Bucurie. Când, bucurie, ce simți acolo? Bucurie. Bucurie? O liniște. Și o concentrare. Eu am în telefon filmulețe și chiar o să vi le trimit. Da. Nu le-am făcut publice pe Facebook, dar le păstrez așa, ca memoriile familiei, în care el stă și lucrează, pirogravează sau desenează și mă apropii ușor cu telefonul, dar lucrul ăsta am făcut și cu sora lui. Da. Și vreau să le... surprind secvențele astea ale copilăriei cu tehnologii, să aibă amintire, să vadă. Și să știi că colega noastră de la Palatul Copilului, Georgiana, este foarte, foarte încântată de fata voastră. Da, 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 da. Ana Maria, fata noastră mai mare, ce are 14 ani. Să vă trăiască. Mulțumim la fel la toată lumea. Și ea a mers la Palatul Copilor și acum cochetează cu arta, de-aia ai de o viziune cu totul aparte. Empatizează foarte mult cu animalele. Mă gândesc eu că în animalele domestice din jurul nostru, precum câinele, pisica, animalele din jurul nostru, a găsit o onestitate pe care omul nu i-o oferă. Da, da. Și ea desenează și la școală. Prin toate caietele găsim pisici, căței. E într-o lume... Că vreau să mă duc către puțin către, da, Târgu Cărbunești, dar înainte de toate, încă o dată vă invit, mergeți la Muzeul Brâncuș pentru a vedea, da, această expoziție, pentru că chiar se merită. Da. Într-un fel mă bucur că acolo este un director și o spun și public, Denisa Șuță, care e deschisă, da, către astfel de lucruri. Căria foarte multă îi, expoziția, da, le-a avut acolo și foarte. Îi mulțumim. Are ușa deschisă pentru toată lumea care merită, da, să-i spună, da, acolo și voi, da, chiar merita să-i spuneți acolo. Doamna Denisa Șuță, pe această ocazie îi mulțumesc și ea știe din suflet pentru treaba asta pe care a făcut-o pentru noi, că ne-a pus în rampa și în simeza Muzeului Național Constantin Brâncuș și mai mult de atât a făcut posibil ca evenimentul să nu treacă neobservat timp de o lună de zile, ce a făcut-o posibilul să rămână după acest eveniment și un album de icoană. Album pe care eu l-am editat, am solicitat de la prietenul meu Pompiliu icoane
fotografii ale icoanelor realizate de mâna lui Debac. Să numele o parte în acel catalog. Intrați pe site-ul www.ora.ro și veți vedea acolo. O mână de ajutor ne-a întins și muzeograful Albinel Firescu de la Muzeul Județean. Pe această cale mulțumim și lui, pentru că a dat un cuvânt înainte acolo, care de fapt explică curatorul expoziției, într-un fel. Curatorul expoziției. Eu fiind obișnuit cu multe evenimente la noi, la Uniunea Artiștilor Plastici, am curatoriat expoziții organizate de noi în colaborare cu Centrul de Cercetare și Constantin Brâncuș, căruia pe ocazia asta mulțumim și actualului și tuturor care ne-au ajutat. Vreau să mă duc puțin la Cârbunești, că nu vreau să... Da. Sunt vreo 5 minute de emisiune și vreau să profit. Multe de spus. Da, o să mai facem alte emisiuni, vă promit. Da. Că chiar sunteți oameni și... care ați realizat și aveți povestea. Zilele astea vă urma să iasă și albumul de artă cu icoane, ce poartă numele icoana Zestre Spirituală... Uitat nu mai titlul complet. Nu contează, dar când este lasă. E, da, este tipărit și va ieși zilele astea. Mergem puțin la Cârbunești. De ce vreau să merg la Cârbunești? Astăzi sunteți cetățean de onoare la Cârbunești, dar acolo ați făcut și un muzeu. Da. Cum v-ați gândit să faceți acel muzeu al crucilor? Sau de unde a plecat această idee? Deci v-am explicat la început de la muzeul de la Curtișoara. Am luat... scuze. Deci... Mă gândeam la icoana de patru iară. Dacă tot... am vorbit noi de icoană în toată emisiunea. Deci mergând într-o tabără de cercetare etnofolclorică, am văzut pe lângă biserici pe unde treceam prin sate, cruci aruncate, căzute, putrezite unele și așa mai departe. Și mi-a venit ideea. De fapt, unde este amplasat, muzeul este și o biserică. Și am făcut legătura între biserică, cruce și Dumnezeu și... mi-a venit ideea, zic, mă, dar de ce să stea să putrezească? Am putea să facem un muzeu încât să vină și alții să vadă ceea ce au făcut acești oameni cu sufletul. Că, v-am spus, fără suflet nu poți să faci icoane. Clar, dacă n-ai pasiunea asta și dragostea față de cruce și de icoană, nu poți să faci. Și atunci, e adevărat că pe vremea aceea, e în sufletul un început. Eu aș vrea să facem un muzeu al crucelor. Pompiliu, cel puțin așa zicea până mai acum. Tu știi, tu ești de meserie, eu doar te încurajez. Și m-am încurajat, într-adevăr, și la Muzeul Costumului Popular, și la Muzeul Cucinului. Acolo a fost cel mai mare centru de... Unde aveți și ceva, dar bunicii cel mai vechi costum, ai spus acolo sau ceva... Da. Așa am luat multe, durerea mea este, și am zis că o să mă mai dor la domnul primar, e că ei n-au mai adus niciun costum popular. În plus acolo. Deci de 10-12 ani, nici nu mai știu exact de când a făcut muzeul, nici măcar un costum n-a mai intrat în muzeu. Și e păcat. Mai ales că acum câțiva ani, probabil îi obliga pe primar să aibă un punct de documentare turistică și s-au găsit că tocmai muzeul costumului popular a pus costumele în spate undeva și a făcut birou acolo. Respectul pentru artă. Trecem peste faza și asta. Mai mult de atât. A lăsat costumul bunicii mele exact în fereastră și s-a decolorat tot modelul de pe o mână. Și costumul vechi. Mi-a părut, da, vă dați seama. Și bunica la bunică. Să ne întoarcem la cruce. Eu prima dată când am văzut Muzeul Crucilor și unde m-a dus gândul. La cimitirul vesel de la Săpânța. Da, nu. Acolo e altă tipologie. Și alt mesaj acolo, exact. Acolo chiar sunt morți și spuneau despre ceea ce au fost în viața asta. Da. Era și un fel, nu numai durere, era și râdeai. Era un mod moartea, de a sfida, da. Așa. Pe când aceia sunt niște cruci care au fost cândva la capul mărturii, pentru că, așa cum spuneam, crucile astea, dacă vă întreb pe dumneavoastră, o să ziceți că e crucea de la capul mărturii și atât. Nu. Sunt multe tipuri de cruci. Cruce de trecere, cruce de iertare păcatului, cruce de izvoare, cruce de hotare. Deci toate cu mesajele pe care le au. Și de multe ori, unde era un izvor, ei puneau sus, călătorule, oprește-te, mulțumește-i bunului Dumnezeu și te duci și bei apă. Înainte îi făceau căuce din lemn ca să bei.
și nu se furau. Dar mai încoace, mai încoace vreme, da, deja dispăreau de la biserică, erau și frumos făcute, da, astea, da, adevărat. Deci, iată că acolo avem ceva nou, zic eu, și sper să creadă și alții ce spun eu acum. Am făcut cruci, bineînțeles că nu pentru toți marii noștri oameni de artă, cultura ai României, pentru că nu mă țin cu crucile când mor ei de mult și de repede. O să vreau să facem o emisiune acolo, că da, e mult de vorbit de acolo. Și acolo la fiecare am scris un mesaj care a rămas celebru și după moartea lor. Adică am scris, de exemplu, hai să mă gândesc, la Maria Lătărescu. Vă las cântecele mele, soro lume, să vă petreceți cu ele. Sau Mădălina Manole, fată dragă, nu fi tristă. Adică, Pitiș, nu contează cât de lung am părut. Deci la fiecare le-am scris câte un mesaj care a rămas celebru, da, după moarte. Știți? Și prin asta chiar e unic în România acest Muzeu al Crucilor. Nimeni nu-i mai pomenește pe Sergiu, pe așa mai departe. Acolo, în fiecare an, pe data de 14 septembrie, cu ocazia Sfintei Crucilor, da, noi facem un parastaz de pomenire pentru toți. Primăria, da, și cine ne mai ajută. O să facem o emisiune acolo. Acum, da, am ajuns, da, la finalul emisiunii, a trecut foarte repede. Da, vreau să vă mulțumesc că ați stat această invitație. Dacă îmi cer voie să mai face două ore. Da, da, chiar avem de vorbit. Da. Înainte să ne luăm la revedere, vreau să bag palma cu Matei. Să te felicit pentru mulțumesc. Și da, vreau să mă chem la cât mai multe expoziții. Îmi promiți? Și chiar la nuntă. Ce la nuntă? Îmi promiți? Poate palma. Ca Dumnezeu lucrează prin oameni. Exact. Și lucrurile se vor vedea mai departe. Vă mulțumesc frumos pentru această invitație. Și noi mulțumim pentru invitații. Vă așa cu cea mai mare plăcere. Când mai facem câte ceva nou, să afle publicul. Vă așteptăm cu cea mai mare și tot timpul să fim lângă voi. Asta vă promit. Mulțumim. Vă așteptăm și la galeriile municipale de artă din Târgu Jiu. Și numai 3 secunde, că spunea Florin. Să știți că un impuls mare din partea nevestei mele a fost. Pentru că fără ele nu putem. Corect, aveți dreptate. Fără soții și le mulțumim pe această cale și lor. Vă mulțumim că ne-ați venit și în această seară. Am început anul nou cu această emisiune frumoasă. Ne vedem săptămâna viitoare la o nouă emisiune, unde vom aduce la fel oameni frumoși care fac ceva pentru comunitatea noastră. La revedere, o seară faină să aveți!